Inaugurare inedită a parcării supraetajate din stațiunea Mamaia. Primarul interimar Decebal Făgădău a profitat de oportunitatea ședinței de Consiliu Local și i-a convocat pe consilieri și echipa de implementare chiar la parterul clădirii. Totul a culminat cu inspectarea etajelor parcării cu mașina proprie. Parcarea cu 7 etaje este cea mai înaltă din România și are o capacitate totală de 400 de locuri de parcare. Pentru proiect au fost accesate 14 milioane de lei, iar pentru că termenul a fost depășit, autoritățile locale constanțene au contribuit cu 300 de mii de lei. A trebuit să ne încadrăm în zona de mijloc a stațiunii Mamaia, care e destul de aglomerată. Și să faci o intervenție atât de amplă într-o zonă aglomerată, fără ca să se simtă în trafic, pentru că ați văzut, nu au fost blocaje de trafic, e o performanță. Eu le mulțumesc tuturor în egală măsură și sper ca asemenea proiecte să devină din ce în ce mai dese pe raza municipiului Constanța, incluzând aici și stațiunea Mamaia. Da, avem în plan încă două parcări în stațiunea Mamaia. Lucrările au fost inaugurate în luna aprilie anului 2014, chiar de către primarul de atunci al Constanței, Radu Mazăre. Proiectul ar fi fost întârziat de mai multe devieri ale rețelelor din zonă. Au întârziat la un moment dat, sau au fost niște decalaje în graficul de activități. Le-am depășit, după cum vedeți. Pentru mine a fost o bucurie deosebită că am reușit să nu oprim sezonul estival și să nu periclităm activitățile din această zonă centrală în sezonul 2015 și 2014 chiar. S-au oprit pe acel moment lucrările efective pentru că erau necesare turnări de plăci între etaje și betoniere și lucrări de amploare. Deci nu am întrerupt sezonul estival, s-a finalizat, acum putem să o și exploatăm atât noi ca și locuitori ai Constanței, cât și turiștii pe care îi așteptăm. Parcarea beneficiază de două lifturi situate în zone diametral opuse și toalete unde pot avea acces și persoanele cu dizabilități. Locurile libere vor fi afișate la intrarea în parcare datorită unui sistem de senzor care monitorizează fiecare loc de parcare.